foaia de varză e coaptă la păjar, după aia în interior avem piure de varză și varză călită murată, varză scăzută murată. Știi cum e, Banciu? Știi cum e? Îți bați copii, dacă nu ai copii, găsești niște copii și bați. Porcul, ceafa este, după ce e gătită, după aia dăm cu o glazură de oase arse. În sensul, cumpărăm oasele, le băgăm pe cuptor să le ardem și după aia facem un sos. Mamă, ține-mă, cum? Scadem. Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de podcast Sa și Râs. Astăzi o avem invitată în studiourile noastre pe Melinda Teohari, pentru că ne-a dat 1500 de euro. Ce faci, Melinda? Cât? Lei. A, lei. Okay. Lei? Eu a fost 10, 15 lei. Să vorbești pe microfon în pula mea. 15 lei. Melinda, înainte să începem acest podcast, vreau să spun că această cană de flori e pentru tine, de la Florile Cezarei. Mulțumesc. Și te-am pus în fața faptului împlinit. Acum ai văzut că erai de mult aici, n-am zis până n-am dat rec. O știu pe Cezara, că am colaborat și eu cu ea. Ok. Este pentru tine, deci să iei și să spui mulțumesc, să o suni. Să mergi la ea la ușă, Cezara, să-i trimiți niște flori. Uite, am primit florile cadou din partea mea, da, pentru tine. Da. Dar din dar se face, nu? Da, da. În caz că vă întrebați cine e Melinda Teohari, e normal să vă întrebați, pentru că efectiv e nimeni în pula mea, dar noi suntem prieteni de foarte mulți ani și voiam să o chemăm aici pentru că are o poveste foarte interesantă de la cum a ajuns ea de la... Jurist și acum skateboarderiță. Nu să mă obțin. Actriță de filme non-adult. Actriță de filme non-adult la a avea cârciume, că e greu să-ți imaginezi cum pula mea ai făcut rost de bani. Dar... Da, chiar e greu. Și cum a fost, Melinda, când ai deschis prima șormerie în 94? Nu, dar serios, chiar vreau să vorbim despre viața ta, că mi se pare foarte interesantă și mi-a venit ideea să te chem, voiam să te chem de multe ori cum să facem un podcast între femei, că mi se pare că ai fi a treia potrivită cață. Dar noi să am vorbim. Zis că, mă rog, când au făcut băieții între show-uri, am zis că ar fi interesant să facem și un podcast cu, doar cu femei. O să doar mai că... putem să mai veniți aici, dar s-a și râs dacă aveți lucruri de vărsat. Nu s-a concretizat că n-am cu cine să vorbesc. Între n-am prietene. Dar Melinda, nu știu că am zis asta, că nu eram atentă la începutul tău de podcast, Maria, în timp ce vorbeai. Am zis că Melinda are și restaurantul Paninaro și Soro Lume acum, mai nou deschis? Nu, ești că asociată? Nu am apucat să păi zic. Păi asta începeam să spun acum, când mi-a venit să o chem la podcast, pentru că a deschis încă un restaurant care se cheamă Soro Lume și am fost acolo și am fost super mega impresionați. Nu că nu ne-ar fi plăcut la Paninaro. E super marfă și la Paninaro. Da, e diferit, da. Da. Dar la Soro Lume, deci nu am trăit asta niciodată și nu te pup în cur și nu ți-am zis asta în față, dar... Dar nu este în momentul meritul când meu. Am intrat pe ușă, știu că ai un asociat și că nu e neapărat meritul Mihai tău, Iosif Toader, care este un super bucătar și el am înțeles că... Da, el e asociatul meu și el e în partea de bucătărie, eu sunt parte de management la restaurantul ăsta. Paninaro e al meu, acolo îmi fac eu damblaua, dar deci la Soro Lume suntem... Da. Băi, felicitări lui atunci. Mie mi se pare că e un loc unde din momentul în care intri pe ușă, e un vibe. Aveam senzația că m-am teleportat pe cuvânt. Era perfecțiune în București, adică și cu muzica și cu felul în care arată. E, hai să nu ridicăm așa de mult. Vorbesc foarte serios. E o casă veche. Ce manele sunt? Da. Nu avem manele. Nu, ce? Avem nu mai punem și protomanele, dar în mare ascultăm lăutărească, muzică românească, e doar muzică românească. Tot ce e acolo este românesc. De la mâncare, la meniu, toate băuturile sunt românești, inclusiv răcoritoarele, suc de mere. Și mai ales angajații, că am zis că n-am angajat străini. Asta era ideea. Să nu vină nepalezi indieni. În afară de Melinda, care nu discriminăm, noi n-avem angajat. Adică ne-e greu să-i găsim. Băi, să știi că nu exagerăm, adică mi s-a părut mâncarea ca un fel de fine dining. Păi așa a fost gândit. La preț de ne-fine dining. Asta e, nu știu dacă e bine sau rău, vedem pe parcurs. Pentru noi e bine, pentru voi nu știu cum e, dar mi s-a părut, deci este extraordinar mâncarea. Știi cum e, Banciu? Deci am comandat am văzut totul pozele, din meniu. Am văzut de când făceau încercările și vânăta aia mă rupe. Și care, vreau să, nu doar că e gustul, asta mi se pare că ce a făcut Mihai, mi se pare incredibil că și cum arată, știi? E tot o experiență, e vizuală și e și vizuală experiența, știi? E foarte mișto locul. E talentat și face de vreo 4 sau 5 ani ceva de genul. El are show-ul ăla pe YouTube, Fragmente,
în care merge prin toată țara cu Simion Bogdan, cu Cobzaru. Da, cred că m-am uitat și eu. Au mers prin toată țara, în continuare fac asta și fac cercetare pe rețete din țară, de pe teritoriul țării, nu neapărat românești. În diverse regiuni ale țării și după aceea le făcea la evenimentele pe care le organiza, așa cum o să le facă la Sorolume. De-aia avem și bucătăria aia la foc deschis, construită, deci toate tehnicile, gătim pe diferite tehnici, gătește pe diferite tehnici vechi. Mm. Deci de-aia asta e faza, că totul e gătit la cuptoarele alea din curte. Avem mai multe chestii, nu avem doar un cuptor. Avem o afumătoare, un grătar, o plită mănăstirească, un cuptor pe lemne și un ogeac oltenesc, un țăst. Ce plită? Ogeac care, ce ogeacul l-am... E sau clopot, ce faceți acolo? E un clopot care practic... Ăla pe care pui pe clopot și adună grăsime? Sau nu, clopotul pe povatră. Și gătești în el în mare, mă rog. Ai ca și mai gătit la ceaun? Este, nu, e ca un înlocuitor al unui cuptor de pâine, pe lemne, știi? Pui țestul ăla, e un clopot, îl pui pe vatră, e făcut din chirpiș, din balegă de cal. Ok. Și îl pui pe vatră încinsă și acolo gătești pâine. În mare, cam pentru asta a fost practic el inventat, cred, pentru pâine, dar să gătești diverse chestii, poți să gătești acolo. E ca un acolo. Cuptor mobil. Cană. Da, 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 dacă nu poți să-ți faci un cuptor acasă în curte, da, da, exact. Ca să-ți dea, să ține căldura acolo, da. Și acolo faceți turtele? Facem și acolo și în cuptorul cu lemne, facem turtele, da. Plita mănăstirească, tu știi, ai fost la țară, ești de la țară, ai bunici? Am fost, bunici, da. În anumite zone, din Flamne Maramureș, soba... din casă, avea o plită de aia de tuci. Da, da, da. Și știi care avea diverse cercuri. Da. Exact, aia e plita mănăstirească. Cum are Cristina și în funcție de dimensiunea oalei, e cât un... Că practic te folosești de căldura pe care o faci pentru casă, unde bagi lemnele. Da, și gândești acolo. Să și gândești. Da, da. Ok. Spune-mi, te rog frumos, doar atâta tot, doar ca să împărtășim asta cu oamenii. Cum se numește ciorba aia mehedințeană cu... E supa mehedințeană cu gât de curcan, cu telemea de putină, pudră de pătrunjel și ulei de leuștean. Hai de pur. Și este super mișto cum ți-o face, că ți-aduce gâtul ăla cum e. Deci gâtul este e adunat într-o... Este fier mult și după aia este luată carnea de pe gât și după aia e făcută o bilă, să zicem. Da. Ca o biluță, ca un disc. E presat. E super presat așa și spune mai întâi practic... Parcă se numește. Pudra de leuștean peste. Spune, acolo e gâtul, e carnea care e închegată așa într-un cerculeț. Deasupra e pudra aia. Telemeaua rasă. Și pudra. Și după aia vine cu zeama. Da. Peste. Asta e și mișto. De asta zic, e foarte drăguț. Da, am văzut, e DIY, știi? E o experiență drăguță. Aia nu storn tu, că la... E un restaurant, îți turnăm noi supă. Da, pentru că dacă ți-ai turnat tu... Dar ar putea să intri în bucătărie să faci tu mâncare. Dacă ți-ai turnat tu, ți-ai turnat prea multă zeamă, știi? Ți-ai face refill așa peste... Mai lași, știi, când ajunge la jumate, mai pui apă. Mai scoți un piculeț de ciorbică. Asta ne-a spart pe noi cel mai mult, în sensul că nici n-am mâncat vreodată așa ceva. Porcul ăla cu varza în trei texturi. Porc spune făcut tu. Peste noapte sau cum ai zis? Da, e porcul făcut la cuptorul pe care îl folosim toată ziua și de la căldura reziduală îl punem peste noapte până a doua zi și căldura aia care rămâne în cuptor gătește porcul, e ceapă de porc. El stă singurel, porcul, noapte acolo? Da. Este mort. Eu chiar m-am întrebat când am văzut că îl lăsați peste ore. Câte ore? Nu știu, 12, 14 ore. Deci îl puneți când plecați acasă, practic? Da, seara, după ce trebuie în serviciu, până a doua zi, când vin băieții. Da. Și cu varza... Deci dacă mergem noaptea. Am putea să gustăm pe la 5 dimineața, că e un pic făcut? Nu, că e închis, avem și camere. Am înțeles. Hai de pula mea. Și noi avem cagule și... Da, da. Zic cu varza aia, că vreau să-mi e închid ochii. E varza în trei texturi. Foaia de varză e... Practic ca un pachetel așa. Foaia de varză e coaptă la păjar. După aia în interior avem piure de varză și varză călită murată. Varză scăzută murată. Știi cum e, Banciu? Știi cum e? Îți bați copii, dacă n-ai copii, găsești niște copii și bați. Porcul, ceafa este, după ce e gătită, după aia dăm cu o glazură de oase arse. În sensul, cumpărăm oasele, le băgăm pe cuptor să le ardem și după aia facem un sos. Mamă, ține-mă, cum? Scade. Le fierbeți? Da, le fierb și asta acolo fierbe mult până scade și reducem toată chestia aia și dăm tot sosul ăla și dăm pe ceafa de porc.
Doamne, nu știu când avem copii. Și am fost cu Mincu și cu sorsa și am comandat efectiv tot meniu. Cred că au, nu știu, 8 startere sau câte aveți. Sunt 10 preparate în total, cu tot cu desertul. Da, sunt 5 da. Start, 6 start, nu, un amuzbuș, 5 startere, 3 feluri principale și un desert. Mamă. Îmi place foarte mult chestia asta, că nu e un meniu de la, știi, de catalog. Ei, că nu se pare cam le greu. Faci pe toate comestibile, dar nu e nimic marfă să te rupă. Așa a, știi faci ce m-a rupt? Bine. Câteva chestii și e le faci tot. Blană. E destul de greu, cred că, să faci Rita mai, adică să faci o da, o biblie ca meniu. Da, dar nici și șalău ăla care e șalău și deasupra are midi ca un fel de sărmăluță într-un sărmăluță praz. De midi în faie de praz. Hai de pula mea cât de bune și aia. Dar asta vreau să întreb, pentru că restaurantele astea care... O să schimbă meniul. Exact, cred că prin noiembrie, când ne apropiem de iarnă, așa o să fie cu totul alt meniu. În funcție de anul timp și de ce vreau de sezon, da. Tot pe cuvânt, vreau să aduc acolo pe toată lumea pe care o cunosc. Trebuie neapărat să mergeți. A, apropo, pentru că mai sunt oameni care se întreabă. Cât e un fel principal? 58-60 de lei? 58-60 de lei, 45, un fel principal, depinde. 45 și un antreu sau ceva, nu știu, 20-30 și... Cam 35. Dar ideea e că la cât de bune sunt... E o experiență, sunt, fraților, nu adică e... Adică sunt ieftine pentru cât e, de bune sunt. Dacă o să ne haladim, o să mărim prețuri. Dacă o să ne haladim? Melinda, să-i punem video-ul ăsta peste 2 ani. Sincer, uite, mie îmi place foarte mult mâncarea la Paninaro. Paninaro, mereu când mă întreabă cineva ce mâncare e, uite, simt dacă zic corect, că asta doar mi-a trecut mie prin cap, că Paninaro e un fel de mâncare maramureșeană care e reinterpretată de tine așa mai spre fast food. Într-un da, e cam corect. Asta e. Eu da, din capul e... meu am zis asta, nu glumesc. E ce place mie să mănânc, dar să poată fi și mâncat gen zilnic. Că și dacă e foarte stai... bun acolo. Da. E foarte bun, dar soro lume. Combinate așa, da. E un fel de mâncare de pub, dacă stai să te gândești. Exact, exact, da. Mi se pare că Paninaro e super bun dacă ai băut. Da. E genul de mâncare la care te porcești să mănânci, și poți să bagi ulei, grăsime, calorii. Păi asta a fost și ideea și așa o să rămân acolo mereu. Și la soră lume... E înainte să te apuci să bei. Te duci la soră lume, începe acolo și după ce termini de băut, te duci la Paninaro. Fii atent, vă zic ordinea. Te duci la soră lume dacă vrei să fuți. Așa. Comanzi de la soră lume. Mergi, fuți, bei că a fost prost futut, mai fuți un pic, a doua zi dimineață ești terminat de la ta futut și băutură și ții de la Paninaro. Sau, pentru cei care n-au cu cine să iasă și dau o labă acasă, da, și comandă de la Paninaro. Nu, dar faci același proces, doar că te duci acasă, faci o labă, te bucuri. Și ia zi de Melinda, tu ești din Sighetul Marmației, nu? Da. Am fost și noi acolo, cum e marfă. Cum dracu să îndreacă? Cum se fute acolo? Zi-mă, stai un pic. Aparent părinții mei. Și după aia păi tu... Păi da, pe vremea comunismului n-au ce face, așa că au făcut sex și copii. Da. Și care e faza? Dacă ești în Sighetul Marmației, de ce ești un guroi? Că n-ar trebui să fii ucraineancă? Nu e la granița cu Ucraina? Pentru că, na, mama s-a căsătorit cu un ungur. Am înțeles. Camila, avem foarte mulți unguri în zonă. Nu sunt doar ucraineni. Foarte mulți unguri. Și plus tata e dintr-un sat din Satu Mare, care are oarecum aproape de Sighet. Da, acolo și sunt. Și până mă chema înainte Cutașiu. Cutașiu. Și după aia te-ai cunoscut cu... Te-ai să o luăm pe rând. Ai plecat din Sighetul Marmației, unde mai întâi, la București? Da, în căutare de mai ce? Departe de casă. În căutare te-ai de viață. Te-ai dus la facultate? Da. Și erai fotomodelă? Am făcut, ca orice provincială, pe vremea aia, era ori aseu, ori dreptul. Uh-huh. Și eu am ales dreptul. Și m-am făcut avocat, jurist, că am terminat facultatea și am lucrat în domeniu, dar nu mi-a plăcut suficient de mult nici cartea, nici dreptul să mă fac avocat. Mm-hmm. Dar am lucrat vreo 7 ani în domeniu. Dar nu ai fost fotomodel înainte? Am fost și fotomodel înainte. Erai gen, și fotomodel în timp și jurist? Studentă? Nu, am fost când m-am mutat în București, cred că un an s-au suprapus, dar... Oricum eram, adică când m-am angajat aveam de gând să renunț la jobul ăsta, că nu era ceva în care mă vedeam că o să lucrez în continuare, că o să îmbătrânesc în meseria asta. Eu m-am venit în București, de fapt înainte să mă mut în București, cu un an înainte, ceva de genul, am venit în București la un concurs, când exista Prima TV. Ah, tu ai fost la Mega... La Levința Prezintă. Ah, că ai fost la Mega Talent sau ceva cu cântat. Am fost și la Megastar. Ai fost Megastar? Megastar. Am participat la Megastar. Megastar e ce a câștigat Alex Velea? Dar la preselecție. Da. Cred că în primul sezon, parcă ceva de genul. Da, Alex Velea, nu? Da. Și tu ai fost la... M-am dus și am cântat Celine Dion. Ce era la Culevința? Vreau să vă și eu My Heart Will Go. Dar nu există nicăieri că nu m-am făcut de căcat. Serios? Adică eram cântat ok, doar că eram foarte emoționată și m-au rugat să fac niște vocalize și n-am mai putut și cam asta a fost, după ce am cântat. Și nu te-au postat?
Nu, pentru ce că n-am avut de rahat. Da. Nu, dar nu. Ce se postează atunci când n-ai trecut mai departe? Nu, ei postau, da, nu n-am trecut mai departe. Ei postau din preselecții care erau foarte bune, da, sau care erau cringe-uri de astea. Mm-hmm. Postau, adică pe YouTube? Da, da, da. Pe YouTube sau dădeau la televizor. Da, exista YouTube, da, că n-am 50 de ani. Scuze. Da, stai mai așa. Și ce era aia cu Levința? Ce era concursul de manechine? Da, aveam prima TV o emisiune care se numea Levința prezintă... Nu, Levința prezintă... Da, se numea Vrei să fii fotomodel? Și Doina Levința era... Mi-a dat luat, a fost a luat toată. Era în emisiune și a făcut selecție, am trecut de selecție, după am ajuns în preselecție, ceva de genul și după aia la concurs. Și pare că ta Celine Dion și au zis să dă-te la Megastar. A fost singura fată cu părul scurt de pe vremea respectivă, că toate erau una sânziene, așa cu părul lung, slabe. Și eram slabă moartă, dar cu părul scurt, eram periuță așa. Am câștigat loc întâi și un contract cu o agenție de modeling. Ai câștigat concursul? Părea că nu duce, da, deci l-ai câștigat. Și așa m-am mutat în București, adică și asta a fost unul din motivele pentru care m-am mutat în București. Și m-am mutat în București, m-am dus la facultate, m-am stat în cămin, am început să lucrez la început, pentru că nu eram un om neim și eram la început de drum. M-am și angajat. Am lucrat ca și o spătăriță destul de multă vreme. Am lucrat și în vânzări. Mai țin de minte că se vindeau cardurile alea de vorbit în străinătate, că nu existau, nu aveai minute pe telefon. Știi că aveai, și cum se vindeau? Că te sunau acasă sau cum? Prepaid alea. Erau carduri pe care le cumpărai cu valoare, cu 5 Înțeleg, euro, 10 euro. Cum se vindeau? Sunai tu? Cum se vindeau? Da, adică, le cumpărai din magazine sau mă duceam eu la locuri de astea mici, la bodegi de astea de cartier, să le vând, eram agent de vânzări, să le propun să le vândă la ei în magazin, ca să le cumpere clienții. Nu vreți să cumpărați card ca să sunați? Nu, mă duceam pe jos. Ok. Că e vară, că era iarnă, am rezistat vreo jumătate de an și am renunțat. Dar mergea bine? Pentru că erai, pentru că arătai mișto, vindeai? Nu, dar a fost interesant de testat. Și după aia am început să lucrez mai mult ca model și am făcut asta multă vreme până ce mi-am închis cariera pozând în Playboy. Asta mi se pare foarte fire, nu trebuie să zici încet, dar mi se pare foarte marfă. Plus că care e faza nașpa, că ești gol și ce dacă e trupul uman în pui? Păi a, dar nu, da, asta mi-e jenă. Nu, dar a zis în Playboy. A zis așa încet. Dar stai, cum e jenă? În Playboy, ieșeam cu megafonul pe stradă. Păi normal, ce vrei? Na, acum... Revista. Dacă o să caute toată lumea, ce? Puteți căutați Playboy și Teo acolo. Căutați Playboy. O să punem link-ul în descriere. Dar stai un pic. Vă lăsăm link. Cum pozezi în Playboy? Te caută ei? Da, te caută ei, nu e atât de complicat. Adică, lucrează, sunt două segmente, adică contactează vedetele să pozeze sau modelele care le plac. Mm-hmm. Vedetele pentru copertă and stuff. Da, și am fost Playmate. A fost pe copertă? Da, am fost Playmate. Păi, dar nu e fiecare zi, adică presupun că nu poate să găsească, ea apărea lunar, nu? Da. Nu găsesc 12 vedete și sunt poate într-un an 3, 4, 5, 6 da, și după aceea, modele, nu? Da, că dacă trebuie să și convingi să... Și plus, trebuie să și accepti, adică da, exact, trebuie să și accepti. Și mi-a pozat să-i goală până atunci? Nu, am mai făcut ședințe foto nude așa, dar n-au fost foarte plastice, da. Dar e mai complicat că dacă pozezi în Playboy te cam nișezi destul de mult pentru alți clienți, că de exemplu ai campanii pentru, detergenți care au target familii. Da. Deodată ce apare în Playboy despoiată sau faci nuduri, nu prea mai lucrează cu tine, că se adresează altui target copilul. De clienți. Uite, tati, ești doamna aia pe care ai tu în baie, pe detergent. Sunt și pe Dero, am și reclamă la detergentul Dero. Da. Da. Și ai simțit o diferență după ce ai făcut asta? Adică la contracte, la joburi? Nu, pentru că imediat după aia m-am lăsat de meserie, m-am angajat. A fost, se făceau evenimente, că na, fiind Playmate trebuia să participi la diverse evenimente pe care le făceau ei, dar n-am participat niciodată. Și erau evenimente de-astea gen... Dar ai vrut ca la prima? Hugh Hefner, la mai Playboy mult sau Mansion? Mai puțin, da, doar că ca la noi toată treaba se face pe genunchi și treaba românească, erau cumva... sunteți Playmate, da, știți, trebuie să veniți cu fete cu voi, trebuie să... Este ziua nu știu cui, a vedete, trebuie să... What? Zic, da, dar nu sunt prostituată, deci îmi pare God, rău. Oh my God, wow. Da. Dar cât primea o fată? Adică am zis că vreau să vin cu iubitul meu și ar fi zis, mi-au zis că ea de preferat să nu. Și atunci am zis, da, dar nici nu am de gând că nu,
nu de asta am făcut asta, așa că... Da, păi se presupune, mai ales în România, pentru că, na, suntem o țară înapoiată, se presupune că dacă ai făcut asta, sigur tu ești o femeie ușoară care gata, adică dacă faptul că ți-arăți corpul... Nu zic că doar în România, mă, că tocmai s-au făcut documentare despre cum în America numai asta făceau cu femeile sau fricele. Eu nu pot să vorbesc despre cultura în alte țări, că nu am locuit în altă țară. Eu pot să vorbesc despre România, n-am zis doar în România. Nu ești mai ales. Am zis... Da, suntem un pic mai înapoiați, suntem o țară dar nu se face asta mai ales, face peste tot. Tocmai a fost documentare cum în America toate actrițele dar care au... Dar nu compar cu America și atât. Bă, dar... Bă, trebuie să te compari cu de acord cu mine? Lasă-mă să zic. Pe urmă, că noi avem foarte mulți naționaliști. Okay. A răgit Melinda că s-a lăsat de Playboy. Mâine pe mine o vedeți în revista AS. Păi am zis ca să nu fiu prea drăguță, că tare am fost... Leacuri Băbești pentru flatulențe. Am vrut să spune ce vrei să zici, că după aia vreau să zic și eu un adevăr despre Melinda. Peste tot e asta, întotdeauna bărbații cu putere vor profita și au profitat de femeile tinere. A, d'accord. Care arată bine și atunci asta vreau să vină ideea cu... Că eu mă referam am la foarte multe de povești în sensul ăsta, dacă vreți să vă povestesc. Mă referam în modul că... Filmare. Eu știu multe povești ale tale sunt... Nu, vreau să ne ceși gen de la revistă, nu că ce ai avut tu... Ideea că, ok, ai pozat în Playboy acum, trebuie să vii și tu cu niște fete, cu aia nu-s proxenet sau prostituată, am pozat desbrăcat într-o revistă cu nuduri. Uite, am avut înainte, când am început eu să lucrez, lucram, eram hostesă la multe evenimente, nu știu, petreceri, evenimente de lansări diverse, ori cu corporații, ori zile de naștere a unor vedete mari și am avut m-am dus la o zi de naștere a unei vedete. La nu când era, poate să zic că mă las în pace. Da, mă rog. Și acolo era un domn foarte bogat de la noi din țară, bătrân. E suficient să zic asta și la când o plecat de la eveniment, na, noi așteptam, noi stăteam la intrare, când vedeam oamenii sau la ieșire când plecau, știi, le uram seară bună, la revedere. Chestii din astea. Și a intrat cu cineva în lift și a zis: "Vreau și eu fata asta, asta, asta de la diseară la mine în cameră." The fuck. Și te-ai dus? Nu. Jesus. Da. Ba, pe de altă parte și ăștia vă expuneau, adică să stai la, să zici da, bună da, seara. Acum, cred că... Pentru ce? Am plecat. Stai liniștit. Pot să plec liniștit fără să-mi ureze niște gagici asta la job-ul. Revedere, domnule, seară bună. Era hostesă, nu? I am hostess. Asta păi, e job-ul de hostesă. De fapt e inventat pentru... Nu neapărat de asta. E inventat ca să fie plăcut ochiului, să vezi niște fete frumoase pe acolo și să te simți bine. Da, există hostese și la restaurant. Ce, le iau acasă clienții? Eu am crezut că de aia sunt. Mincu, e și asta o lume, frate. Care e... Și Mincu face asta, gen când iese într-un restaurant, îi zice... Eu am crezut că de aia sunt. Deci pentru acest tip bănesc că veniți cu noi acasă, nu? Vită, știi? 7 lei. Am crezut că gen, dacă scomazi cel mai scump fel din meniu, nu se vede, credeam că o primești automat. Cel mai scump meniu de mici din meniu. Am crezut că ele vin la alea, la 8 plus 1. Ia uite ochelarul, am tricoul tău azi. Am valoare culinară. Da, așa, asta e o altă poveste. Te-a puțin că voiam să te întreb în continuare despre viața ta. Deci ai fost model, ai plecat din Sighetul Marmației. Da, după aia m-am angajat la un cabinet de avocatură. Am rămas acolo. Eu atunci te-am cunoscut. Și eu tot erai angajată la cabinetul de avocatură și erai juristă. Ce voiam eu să vă spun despre Melinda, care efectiv acum se abține în pula mea, faza e că ea vorbește tare. Da. Nu cum vorbesc eu tare. Eu pentru Melinda vorbesc încet. Ea vorbește, urlă, mâncați, ai sufletul tot timpul. Și eram odată într-o vacanță și gen, îți rămâne strigătul ei noaptea când te culci, când auzi, știi, după ce petreci mult timp cu Melinda. Și Mincu a descris-o cel mai bine din lume, că eram în Fringe, la Fringe în Edinburgh. Uh-huh. Pentru că Melinda e soția lui Teo, pentru cine nu știe, Teo care face stand-up. Asta este calitatea mea. Una din multe. Și da, mai zici cineva că... Stai puțin, da. Că îți spui povestea imediat. Că eu nu de-aia am vrut să spun, am vrut să menționez că eram cu voi în vacanță. Da. Și Melinda striga pe stradă: Teo! Teo! Așa strigă femeia pe zi, în mijlocul zilei, nu că e beată, că a băut cafea. Și Minculescu i-a zis: te rog eu mult, Melinda, nu mai vorbi tot timpul ca și cum sunt dintr-o zonă fără semnal. Exact. Da. Dar acum apreciez că vorbești super încet. Păi încerc. Cred că efectiv drăguță. În tine urlă omulețul ăla care... Voi asta întreb dacă te abții sau e de vreme pentru tine sau... Nu, dar încerc și eu să fac frumos uneori. Încearcă și ea să se civilizeze. A zis că vrea să nu mai înjure, eu n-am ajuns cum acolo. Cum m-a cineva dacă am probleme cu auzul, că vorbesc foarte tare așa, dar nu mi s-o schimb. Adică signalul meu e așa de când mă știu, nu s-o amplificat în da, ultimii ani. Da, auzi bine, doar ești nebună. Da, mi-am făcut analize că eram și eu panicată, că realizam uneori că vorbesc foarte tare
Și aud foarte bine și e foarte interesant că știi, ca și cum ai spune unui om care e depresiv, nu mai fi depresiv sau care plânge, bă, nu mai plânge. Nu ai cum să controlezi volumul. Nu știu, asta e problema, că eu nu am cum să schimb ceva ce nu-mi dau seama că e greșit, că eu realizez după aceea că am vorbit prea tare, nu-mi dau seama. Probabil te-ai obișnuit așa de când erai mică, fiind orașul foarte mic, voi putea să comunicați de la o distanță la alta. Nu aveam nevoie de telefoane, urlam unul la altul. Deschideai geamul. Marius, ești acasă! A două sticle de ulei, două chileza. Am fost o singură dată în Sighetul Marmației și a fost super mega mari pe publicul. Nu fusesem niciodată acolo. Da. Exact înainte de pandemie, ultimul știu, show. Știu, știu. Și efectiv, deci eram atât de fericiți, era atât de mișto oamenii, frate, în sală. O seară bună. Serios? Nu știu, a fost foarte mare. Dar noi și avem oameni mari acolo la show-uri. Acolo e și zona aia, când lumea iese la petrece sau la discoteci sau la băute, la final se discută cu cuțitul, nu cu corba. Asta e în foarte multe locuri, orașele mici. Da. Adică am prieteni din Moldova, din centrul țării și tot mi-a zis asta. Mie îmi plăcea foarte mult să mă duc la țară, la bulci sau la discotecă și să văd la final de seară. Dar stai la țară sau în Sighet? Că e și orășel. La țară și în ora. Mare orășel, are 30 ceva de mii de locuitori. Este un jumătate de cartier de București. Da, nu, mă rog, asta e tot, dar oamenii chiar au acum are 20.000 de locuitori. Cum te-ai cunoscut cu Teo? Spune-ne, eu știu, dar spune-ne... Spune-le urmăritorilor noștri. Cum te-ai cunoscut cu Claudiu Mihail Teohari? Aveam niște prieteni în comun, pe care avem și acum de altfel, că relația noastră funcționează. Dacă nu, probabil că nu aveam, nu glumesc. Da, și m-au chemat la un show de stand-up. Mai fusese? Nu, niciodată live. Aba, nu, mint. Cred că am mai fost la... Mă mai duceam la... acolo, la teatru. La Deco. Atunci cred că nu l-am văzusem pe Teo. Nu l-am văzusem. Doar l-am văzut pe YouTube. Și m-a chemat la un show, mi-a zis cine e, că e Teo Bordea, nu mai știu cine era. Pe vremea aia, da, acum 10 ani. Dar nu te-a chemat pe ideea, hai să ți-l prezint pe Teo. Nu cred. Nu asta a fost scopul lor. Că după aceea, probabil, când mai spre finalul serii, cred că ăsta a fost scopul lui. Dar, bine, știa prietenul nostru, că eram singură. Și ne-am dus la show, a venit la masă la noi, Teo, am stat de vorbă, am aflat că suntem născuți în acea zi. Și cred că te-am mințit ca să te agațe și o ține și acum. Da, încă nu știi, că da. Ne-am căsătorit, i-am văzut buletinul. Că l-a schimbat. Și-a făcut buletinul. Da. Am vorbit cu maică sa, cu toată familia. Uite care e faza, nu mă întrebați prea multe. De azi sunt născut pe... 11 noiembrie, nu? Da, ai râs la show? Da, mi-a plăcut foarte mult. Mie îmi plăcea de el. Mie îmi plăcea de el când mă uitam pe show-urile de pe YouTube. Și, na, am stat și am vorbit o leacă. După show și după aia, după două zile ne-am văzut și cam asta a fost. Da, a intrat între show-uri. La tine, nu? Ce? Ți-ai dat seama că se dă la tine, nu? Nu neapărat. A fost destul de galant, așa, nu a fost mârlan. Teo, galant! Vorbind de același tău. S-a așezat la masă, nu, ce faci, fata? N-a venit așa și ți-a plăcut materialul? Da, mă, normal. Vrei să vezi și finalul? Și cam asta a fost. Da, am stat, a fost cel mai lung preludiu ever, cred, care l-am avut în viața mea. Că eu deja planificasem o plecare la Sighet, eram în concediu de la muncă și noi ne-am cunoscut miercuri, ne-am văzut vineri, adică ne-am cunoscut miercuri la show, după aia ne-am văzut vineri și ne-am petrecut toată noaptea pe bordură la Parcul Carol. Ah. Da, a fost foarte drăguț. După aia el a plecat în vamă că a avut show-uri. Eu luni trebuia să plec la Sighet și am plecat la Sighet și ne-am văzut după vreo 10 zile. Și v-ați căsătorit. Și vreo 10 zile era... când am zis eu că e ziua mea? da, așa, tu ești fata în care... Ne-am închis în casă. Poate că ăsta-ți fie strigul Teo la tot ce a agățat. Nu cred. Și tu ești pe 1 octombrie. Asta să fie metoda lui de agățare. Asta să fie metoda lui de agățare. Și ziua mea e tot când e ziua ta. Uite pula. Nu cred. Să aibă cel mai multe zile. De cât timp sunteți împreună? Sunt 9 ani. Acum mai intrăm pe 10 ani. Gen din 2012, da. Noi suntem din 2011. Și de 6 ani suntem căsătoriți. Deci ați avut timp să vă cunoașteți.
că... Cred că da. Și cum e vorba, niciodată nu cunoști un om. Da. Și dacă ar fi să-l descrii pe tău, știi? După și exact, asta. Să ne pișem pe Melinda, acum cum fac ăștia la TV când ești soția, soțul, fratele, fiul, da, cuiva. Și să începem să zicem, spune-ne despre Teo, ție ți se pare că el... Da, am avut din asta, mă duceam cu el la diverse evenimente, la început când eram fascinată de ce face, nu glumesc. Acum și muncesc, înainte munceam mai puțin ca acum. Și aveam timp liber, că eram angajat acum asta antreprenor. Și mă duceam cu el la diverse evenimente și stăteam și eu pe acolo și la finalul evenimentului veneau oamenii să-l felicite, să discute despre ce au vorbit la eveniment și veneau și la mine și spuneam felicitări. Și eram, pentru ce? Mi s-a întâmplat de multe ori. Păi pentru Domnul, zic, da, mulțumesc, este datorită mie. Zic, a citit bine ce am scris mama. Eu pe foaie. Da, e un fel de a spune, cred, la modul... Felicitări că l-ai prins pe băiatul ăsta, că ți-a dat de proastă gramatică. E ca atunci când cineva îți urează la mulți ani pentru el. Gen, îți spune și ție. Dar mie mi se pare foarte misogin. Nu cred. Nu, că funcționează și invers. Și mie mi s-a zis pentru, da. Adică ai o nevastă mișto. Și am zis lui felicitări când Gagica s-a fost nominalizat la Unitare, că i-am zis sincer, la modul, nu felicitări că ai pus mâna pe ea, la modul... Că e o bucurie împreună. Ok, da. Poți să înțelegi. Și că, depinde, poți, și, că poți, și că până la urmă, chiar dacă e ca un stereotip, știi, și un om când îi merge bine în carieră, e pentru că are un suport acasă. Nu, da, e doar corect, o chestie. Da, sigur că el face evenimentul, să zice, sau show-ul, sau tu te ocupi de restaurant. Da. Dar dacă nu i-ar merge bine, ajut, dacă n-ar fi o chestie și așa. Da, înțeleg, okay, okay. Și sigur tu l-ajuți psihic. Îți dai seama că tu îl pregătești pe Teo pentru... Și care faza că... Păi nu, dar chiar așa este că noi, adică, că mă prezentam Maria ca vorbim foarte tare și foarte, fiind foarte colerică și zăpăcită, na, așa sunt, dar noi doi suntem diferiți în relație și chiar nu... Dar știu sincer... Care nu viață liniștită cu mine. Da, voi chiar sunteți, lăsând la o parte gluma pe care o tot fac, deci eu am petrecut foarte mult timp cu voi, gen plecați, la modul unde nu mai aveam cum să stăm separați foarte mult timp și chiar sunteți un cuplu foarte, foarte calm, chiar dacă tu vorbești tare. La modul că eu nu l-am văzut niciodată pe Teo nervos, sau mai degrabă noi doi ne certăm în vacanță, dar ăștia doi sunt super zen, așa, non-stop. Noi nu ne-am certat niciodată de 9 ani, 10 ani aproape, de că suntem împreună. Niciodată. Da, probabil la un dat explodează și o să-ți fută una. Nu, probabil că o să fie invers. O să-ți omoară o pisică. Că el e foarte calm, cred că și de aia funcționăm. Da, chiar e foarte calm. Super calm și atunci, eu sunt aia mai zvăpăiată, el fiind foarte calm și de fiecare dată dacă eu mă agit sau sunt nervoasă, el mă calmează. Sau niciodată nu stăm, dacă suntem nervoși amândoi, unul din noi trebuie să o lase moale, că na. De adevărul e că are o răbdare infinită, frate. Și efectiv, da, și când se enervează, Teo când se enervează are un fel de... A și petrecut foarte mulți ani lângă postel. Lui place foarte rațional și dacă e vreo situație de asta conflictuală sau așa, încearcă să rezolve problema, nu să o amplifice. Era și petrecut mulți ani lângă Costel și Vio, știi, ca trei verișori care petreceau vacanțele la țară se, așa, și era, trebuia să fie un echilibru. Da, mă. Dar în afară de asta... Da, cred că de aia și funcționăm, da. În afară de asta, voiam să te întreb, că am fost o dată cu voi la un restaurant și ăla cu pește, dacă mai ții minte. Era ceva cu pește. Unde? Și undeva în București, da, prin Floreasca. Și a venit un fel de mâncare și ai zis tu că n-avea ceva. Apropo de om care lucrează în restaurante și știe. Niciodată n-am făcut asta. Să mă uit să zic, da, uite că nu scrie în preparatul ăsta, n-a venit felul ăla sau ingredientul sau cum ziceau. Adică să cum faci că returnezi mâncarea? Sau dacă... Noi nu prea returnăm. Bine, Teo niciodată nu returnează mâncare, numai dacă e chiar grav, dacă primi ceva și e stricat, efectiv, zice, băi, asta nu e ok, uite... N-am primit stricat, n-am returnat, asta eram curios. Ori are un gust dubios. Dar niciodată nu returnează. Dacă nu-i place, nu mănâncă și îl plătește. Eu uneori mai fac asta, dar nu... Adică că vreau lucrurile... Mie îmi place atât de mult să mănânc, atât de mult să mănânc, încât de fiecare dată când mănânc ceva care este, nu-i ok, îmi pare rău că am irosit foamea pe o mâncare proastă. Da, da, normal. Da, da, asta și normal, ăsta e motivul pentru care unor poate returnez mâncarea, dar în rest nu fac nicio asta. Ai avut vreodată ceva grav? Acolo am returnat pentru că fusese, adică știam deja restaurantul de v-am dus, am mâncat deja preparatul respectiv, știam cum trebuia să fie și probabil că de asta. Dar eu cred că singurul lucru pentru care l-am returnat noi acolo, dacă mi-aduc aminte, a fost pâinea, care era prăjită și avea ulei rânced. Da.
avea pe el ulei de măsline rânced și am zis că e da. Uleiul rânced și să-mi duc altă pâine. Da. Mi-e frică să returnez. Nu, credeam că poate mi-ai făcut asta și dacă ai avut vreo poveste, ai fost la un restaurant unde ți s-a servit ceva foarte nașpa și ai zis, bă, e prea nașpa asta? În afară de salsicea prembuști, că am pățit-o și nu, sincer, nu mi-aduc aminte. Sigur o fi fost, dar nu cred că nu mi s-a întâmplat atâta tare minte să țin minte. Probabil că ai făcut. Am returnat mâncare de câteva ori care nu mi-a plăcut sau era crudă sau era stricată sau avea gustul, dar nu țin minte, sincer. Făceam cu Mihai Toader, că era tot ideea lui, să meargă la cele mai proaste restaurante din București, alea cotate cel mai prost pe TripAdvisor. De ce? Să vedem dacă e atât de proastă mâncarea sau nu. Efectiv, mergea să facă asta. Și la un moment dat am făcut împreună și ne-am dus, să fiu sincer, la niște restaurante unde a doua zi ne-am căcat pe noi. Da, asta era toată experiența, era interesant. Ce nebun. Wow. Auzi, dar... Gândesc, nu-și schimbă perspectiva când văd că au două stele jumate și toată lumea zice că-s de căcat. Nu, pentru că, uite, de exemplu, unul care avea... E un restaurant care chiar recomand, că este super decent, care are notă foarte proastă pe TripAdvisor, e Casa Gorjană, care rezistă de 40 de ani acolo. Îl știți, ăla spre expirat, de la... Nu știu, spre expirat, spre energia. În Ron. Da, foarte mult. Da, este de 40 de ani acolo, au o bucătărie imensă. Când ne-am prietenit cu proprietarul, când ne-am dus să mâncăm în seara aia, și au o bucătărie imensă și nevastă să gătește acolo și își fac ei murături, zacuscă, e super decent și au notă proastă pe TripAdvisor, dar este super decent și chiar bun restaurantul. Altele sunt de asta, din centru vechi. Acolo, ce să schimbe perspectiva în condițiile în care nu contează ce mănânci când ești mort de beat. Doar să faci ceva la maț și atunci normal că nu schimbă. Băi, sunt și restaurante care au rating prost din cauza servirii, din cauza personalului, asta știi? E o problemă mare. Că, da. În care poți să fie bună, dar și dai de un idiot care... Și mulți cum se întâmplă și la voi la show-urile de stand-up. Că oamenii vin la stand-up și vă dau review prost pentru că nu au avut gleu la masă sau că le-a venit târziu băutura. Exact. Nu pentru efectiv, pentru ce au văzut acolo. Da, sunt handicapați. Și atunci vin oamenii și dau review-uri. Un client de lângă noi la masă vorbi prea tare într-o cârciumă și era băut. E, cum ar fi să-i spun să nu bea într-un restaurant? Da, ai avut la vreun restaurant? Poate la Paninaru, că sorul lumei prea de cu puțin timp deschis. Ai avut vreo chestie să-ți vină înapoi să zică cineva, bă, am comandat un fel de mâncare, a fost nașpa. Ai avut vreo chestie, dar ceva aberant, nu neapărat să zic. Da, am avut. Am avut clienți care dădeau înapoi puțin, dar nu mulți, au fost câțiva. Au fost nu neapărat aberanți, ci doar n-au înțeles un pic ideea când le-am explicat meniul. Au spus că nu este pe placul lor ce au comandat. Dar am avut niște clienți care mi-au dat o stea pentru că au zis că au găsit un fir de păr în mâncare, care era părul meu, aparent, că eram eu roșcată pe vremea aia. Și că este bătaie de joc, așa ceva, și că ar trebui fata care servește să-și pună ceva în păr. Eu eram ospătar, nu ce ospătar avem să pună bonete în păr când servezi la masă. Și întâmplarea face că eu îi servisem, evident, și mi-au spus atunci că au găsit un fir de păr în mâncare și am întrebat unde e, ca să văd la bucătărie, să văd care e problema, să văd pe cine cert. L-am aruncat și era un interior. Și dar s-a mai unde ca să-l văd. Nu mai contează domnișoara acum, știi? Și suspectez că asta a fost problema, că nu găsisem firul de păr. I-am dat și discount din partea casei, au avut băuturile gratuite. Și tot mi-au dat review și m-am gândit, dacă a căzut de la mine când le-am dus mâncarea la masă, clar era deasupra mâncării, da? Adică îl vedeai. Da. Că nu era în mâncare amestecat. Da, unii oameni de ce sunt supărați. Și eu nu, arătat, mi s-a întâmplat chestia asta. Mi s-a întâmplat. Nu mai mănânc, îți dau alt fel de mâncare, evident. Că poți să înțeleg. Da. Mie singurul lucru de care migrație de păr în mâncare. Da. Și cu toate că înțeleg că se întâmplă, Doamne ferește, cel mai des asta se întâmplă la restaurante. Pentru că, uite, la restaurante, exemplu, de fine dining, cu stele Michelin, eu am fost la un restaurant cu 3 stele Michelin să mănânc. Și la masa de lângă noi erau doi oameni, cuplu, care au primit mâncarea și la fată în farfurie, femeia a găsit un fir de păr la restaurant cu 3 stele Michelin. Și a venit bucătarul șef și a zis, ne pare rău, se întâmplă, nu avem ce face, avem oameni care lucrează, care au păr în cap, au barbă sau așa, nu poți, ok, îți acoperi părul, dai barbă, se întâmplă,
este neplăcut, dar se întâmplă. Eu la farfurie ai adus altfel de mâncare și aia a fost tot. Adică nu e tragedie. Da. Dar eu nu-l scot, frate. Adică da, că întâmplă, asta e faza. Da. Că nu l-au mai... Au zis că nu știu unde e. Eu mi s-a întâmplat să găsesc și când am chemat pe cineva, era încă acolo. Adică l-am arătat. Am zis, e și, ăsta. Și când a venit doar ți l-a scos, știi? Și a zis, poftă bună. Da, nu erau nici clienții noștri. Și l-a pus noștri lângă. Da, mă, băi. Uite, asta e o chestie aberantă. Adică cineva care just won't let go și am găsit fir de păr în mâncare de curând. Și efectiv am dus înapoi și am zis... E un fir de păr și da, mi-au dat altceva și dar viața mea a continuat. Există și oameni la care viața nu continuă până nu sunt ei, cât poate să fie de dracu. N-au altceva efectiv. Eu vreau să te întreb, ce e cel mai greu când deschizi un restaurant? Care e partea cea mai grea, în afară poate de birocrație sau chestii? E greu să găsești staff, e greu să faci meniu, e greu... Care e piedica cea mai mare? E la început, până să-l deschizi, e greu să găsești personal și dacă le-ai de la zero, dacă nu e un restaurant gata făcut, adică dacă nu e gata amenajat, cum am făcut noi cu Sorul Lume, dacă le-ai de la zero, te mănâncă lucru cu meșterii, te distrug. Este efectiv frustrant. Adică noi am preluat restaurantul ăsta în ianuarie și na, bucătăria e făcută de la zero. Adică noi e construită bucătăria, și în interior am mai făcut diverse îmbunătățiri. Și este crunt, pentru că peste tot e o lipsă acută de personal, de oameni calificați. Majoritatea care sunt pricepuți sunt ori plecați din țară, ori, nu știu, muncesc pe foarte, foarte, foarte mulți bani. Și ce am încercat, adică am încercat să facem o treabă bună, dar este crunt. Că ne stabileam clar că se apucă de muncă pe data cutare, la ora cutare și după aceea, dar nu pot să vin astăzi că n-am cum, ne vedem peste 3 zile, nu răspunea la telefon câte 2-3 zile, veneau ori beți la muncă, ori este extrem și cred că nu suntem singuri, toată lumea se confruntă cu asta, este extrem de dificil. Da. Iar după aia e un pic și greuț. Viața de cărciumare e mai grea așa, că nu ai program, nu lucrezi la program. Și e și un pic greu să lucrezi cu publicul, că na, trebuie cumva să mulțumești pe toată lumea, dar în același timp nu te adresezi tuturor, că na, restaurantele pe care le am nu se adresează tuturor. Oamenii nu înțeleg oare la început ideea, conceptul sau așa și vin cu alte așteptări la care n-ai ce să faci, că nu știi care sunt așteptările unui om și n-ai cum să le mulțumești dacă nu știi care sunt așteptările. Că am primit un review de la Painaro că au fost foarte lăudat restaurantul și aveam alte așteptări, n-am fost mulțumită, așteptările mele erau altele și eu cum pot să știu care sunt așteptările tale, adică e greu să lucrez cu publicul, că, plus că avem și un public destul de pretențios. E foarte interesant că, mă rog, acum discut în general, nu neapărat mă adresez... Adică nu discut neapărat de clienții cârciumilor. Înțeleg. Dar la modul general avem, românul este să plictisește repede, vrea să mănânce mult și ieftin și are și păreri de cele mai multe ori nefondate. Adică nu, că sunt foarte... Na, pizda măsii, noi am mai ieșit, am mai mers, am mai mâncat, dar mulți nu ies să mănânce, nu merg la o experiență într-un restaurant și încă ori în rămas sunt tipărită minte chestia aia de barmanul, mă rog, am văzut că se schimbă în bine și încet, încet începem să ne pierdem din ravurile astea, dar încă ori rămas chestia aia, ospătarul, barmanul, bucătarii, sclavii noștri, ai un meniu pus afară, dar spune, da, auzi, dar nu se poate o salată lângă ăsta, sau poate niște varză murată, nu aveți, dar un piure, că tot aveți cartofi prăjiți, un piure, de ce nu puteți să faceți la copil? Că nu l-avem în meniu. Eu n-am înțeles asta niciodată. Ai meniu, de ce? Să comand ceva ce nu e în meniu și am văzut de curând pe cineva. Am fost în vacanță. În vacanță și cineva care era un meniu destul de stufos, să zicem, s-a uitat așa, a răsfățit și a zis, dar ați putea să-mi faceți, aveți ceva? Și a zis da. A zis da. Nu mă știu, dar și a fost Three Little Birds a zis da. Da, da, a fost o fază și cu Ioana, de la a zis nu. Și am întrebat-o, tipa asta care, da, care a găsit, e o tipă care a călătorit foarte mult, a luat și locuit prin state. Și am întrebat-o, Elena, tu ți-a mers vreodată sau așa, îți merge să întrebi dacă poți să-ți dea ceva ce nu e în meniu și ai zis, bă, de multe ori. Băi, dacă avem... Și-am pus problema asta, nu înțeleg. De exemplu,
dacă zice să-i fac o salată, am salată în restaurant, îi fac o salată. Da, dacă îmi zice să-i fac un piure de cartofi, dar eu nu vând piure de cartofi, mi-e foarte greu să fac. Aia implică pe loc eu atunci să dau peste cap toate comenzile de la toți clienții care sunt acolo deja și așteaptă să le vină mâncarea, să curăț niște cartofi, să-i pun la fiert, să fac piureul, că n-am un piure făcut dacă nu l-am în meniu. Mm-hmm. Prin urmare, mi-e greu să fac asta. Sau să-mi zică, da, nevastă, soția mea mănâncă doar piept de pui, pot să vă aduc puiul să mi-l faceți acolo? Păi, da, da. What? Ce? Serios? What? Nu. Fuck. Nu ești okay. În oraș, what the fuck? Și avem meniu. Da, na, da, bine, astea sunt, nu, na, asta sunt și niște excepții. Da, da, da. Eu nu vindesc oamenii cu pulpele de pui și zic da. Că să le prăjiți mai mult pe partea. Adică pot să fac, putem, nici noi nu suntem, că nu e genul deloc. Uite, la sorul meu, da, dacă vine cineva să-mi ceară o salată, să-i spun, îmi pare rău, asta e meniu, asta avem. Dacă vine la paninară să-mi spună asta, pot să-i fac o salată, că o am în meniu și nu-mi cad degetele. Acum nu, că nu certăm clienții, că am văzut că se mai poartă treaba asta din nou, care mi se pare greșit. Nou val de bucătării și așa, certăm clienții că de ce cer că sau că de ce ei, vor sau că da, de ce... Că n-au educația culinară a bucătării. Da, da, asta e și scopul nostru, să-i educăm. Adică dacă n-au educație, de-aia vin la noi ca să mănânce da, și normal. Să învețe niște păi lucruri. Nu, da, exact. Da, dar e felul în care le spui până la urmă. Ce știi da. Tu și ce ai vrut să spui și unde te-ai plimbat-o și ai gătit-o. Eu înțeleg că mi s-a mai întâmplat poate și mie uneori să mă duc... Na, uite, m-am dus la un restaurant unde nu aveau salată în meniu, dar când aduceau mâncare am văzut că aduc niște roșii ca ornament și niște castraveți feliați. Și am zis, băi, uite... Da, dăm și mie roșiile alea și castraveți într-un bol, așa, că simt nevoie de ceva fresh la ce mănânc. Păi n-am cum să le bat, doamnă. Asta și cum le bat? Și oamenii au fost super drăguți, adică casă. Facem și noi asta, dar cum până într-un punct. Ce faci, trebuie da, să bați altceva? Sorolume nu e genul ăla da. Deloc. Într-adevăr, sorolume mi se pare experiență like, să o iei așa ca atare. Mi se pare foarte mișto. Dar abia aștept la iarnă, iartă-mă, abia aștept la iarnă să... Stăm afară să bem pălincă. Da, aveți foarte da, multe tipuri de pălincă. Da, avem niște pălinci foarte faine. Și noi acum n-am vrut să bem alcool când am venit și am zis că neapărat când dă frigul. Băi, da, trebuie să le testați. Noi, înainte să deschidem, ne-am dus în cică cercetare. De fapt, căutam motiv să bem, să uităm de tristețe că ne ia atât timp să deschidem restaurantul. Și ne-am dus spre Brașov, în zona aia, ne-am dus și în Secuime. Să căutăm pălinci pentru restaurant, că am avut noi filmul ăsta, să băgăm foarte multe pălinci, dar bune, să vindem pălinci la cărciumă. Cum zici că e bună? După gust, bă, Maria. Da, e pălincă, care deja e... Păi, da, tu ce... Na, exact, când suntem obișnuiți n-ai cu pălinca, pălinca fiind tărie, da, și de la fiind tare, făcută... te arde mațul când îl bei, o bei și una oră are și niște aromă, dar în rest majoritatea e spirit. Dar cum ți-ai dat seama când ai băut un whisky bună. Nu, am băut pălincă bună când am băut pălincă din aia zetea. Da, aia e foarte bună, da. Când bei un whisky bun, cum îți dai seama? Da, te gândești că ok, am dat un testicul. Sunt obișnuită să beau whisky bun, nu știu cum e prost. Nu, dar ți-ai dat seama de gust, ai simțit diferența. Și la mâncare, îți dai seama că o ceafă de porc, uite, de exemplu, mie îmi place foarte mult ceafa de porc cu cartofi prăjiți, că toată lumea când dă un exemplu de ăsta prost, știi? Când dai un exemplu, nu e un restaurant care vinde ceafă de porc cu cartofi prăjiți, bă, dar dacă mi-o faci cum trebuie, e bună. Da. Că ceafa de porc e super bună, cartofii prăjiți sunt viața mea, e mâncarea mea preferată. Ți-mi minte că ai zis odată că suntem un popor fiert pe șnițele, că românii sunt șnițe cu cartofi, bă, da, e prea bun, mă, băi, atât de simplu și atât de bun, că n-ai cum să dai greș. Dar trebuie să-l faci bun, da, uite, mie când îmi făcea mama, mi-l făcea atât de zemos, mie mi-a impresia să-l mănânc cald atunci, gata, prăjit, și încă era cald, da. Adică? E că era carnea suculentă, nu era uscată și cum după ce îl prăjea, că nu-l făcea în crustă de asta tare cum să vine la restaurant, și făcea în făină și ou. Și era moale așa și cum de-abia fierb, cum îl scotea din tigaie, îl mâncam. Da, e și genul de mâncare, pentru că am mâncat șnițele proaste și tot era ok. Da, da, că normal că e bă, da, a doua zi dimineață cu muștar. Cu muștar? Da. Ok. Eu așa mănânc. Se dați să avem șnițele pe drum când mergem în locul. Păcat că nu putem să mă pavion. N-avem așa deza, mi-ar plăcea. Poți să iei pavion, frate? Poți să iei pavion șnițele? Da, normal, poți să iei mâncare în avion. Nu știam că poți să iei mâncare, că m-am obișnuit cu apa și nu luam niciodată mâncare și m-am întâlnit când am mers noi prima oară în Tenerife. Poți să ții din aeroport, dar dacă ții mâncare din aeroport. M-am întâlnit cu unul care avea semnișul făcut în casă și era mai mâncare din mine decât al în avion. Dar n-ai voie, n-ai cum, că nu te lasă să... Nu există așa ceva. L-au cumpărat din aeroport. Sau l-au mâncat în aeroport. Nu, am văzut pe cineva cu o
casoletă cu legume trase la tic. Deci era o casoletă adusă de acasă, clar. Și foarte mult de security. Acum 2 ani sau 3 ani, după security și după... Deci după ce pui interviță, aveai semișurile alea. Adevărul e că eu de la un zbor, dar nu... Te las. Anul trecut, nu mai știu, ne-am întors... Recent ne-am întors de undeva din vacanță într-un zbor de stat low cost. Și avea cineva varză murată în geantă, pentru că puțea tot avionul a varză. Lângă găina vie era. Da, avea varză murată. Mi-am adus și aminte că și eu mi-am luat în avion odată, aveam acasă pungulițe de astea mici cu nuci și migdale și mi-am că am le-am băgat în ghiozdan. Frate, trebuie să le faci și nițele. Am avut caserolă cu alune și migdale și caserolă de aia care are două etaje și cu mure deasupra și le-am luat în avion. Dacă la următorul zbor nu trecem cu o oală albă cu pungulițe roșii. Nu, cu șnițele, bă, burdușită. Băi, eu zic că dacă te plimbi în avion cu șnițelul ăla și oferi fiecărui om un șnițel, îți suge picioare, până dacă îți văd. Dacă îți dau semișele alea mici care sunt numai pâine și un, au văzut, da, au stat untul lângă pâine. Au o felie de șuncă cu care dau așa pe... Da, următoarea chifă. Eu nu cumpăr șnițele, eu nu cumpăr semișuri în avion, că nu mă satisfac. Păi ce mănânc eu în avion și ce mi se pare interesant și am citit un pic despre asta și am descoperit că da, are legătură, nu, are legătură cu că nu, că nu avem atât să bani de business class. Vezi că noi am vrut noi să zburăm cu Londra. La British Airways, business class-ul costa mai puțin decât Wizz Air. Nu din România. Pleca business class din București în Londra, din Londra în București. British Airways mai ieftin decât Wizz Air. Era din nu. Budapest era? Era din Londra în Tenerife. Vă zic eu sincer, nu este din era țară. Era business class-ul mai ieftin decât Wizz Air. Da, din altă țară, că am verificat și noi, tot la British. Din altă țară, este business class-ul este acceptabil la deci bani. Deci eu de obicei dau pe bilete din astea prin Europa, tot dau 600-700 de euro dus întors, că mereu stau pe primul rând. Și aia mereu așa ne luăm și noi, da. E, în ultima vreme am început să caut la business, nu mai era dus întors București, frate. De picioare. În pandemie. Era șase, era București, era București dus întors, că am vrut să mergem la Fini. Da. Și era cât costa Wizz-ul? Era cât costa Wizz-ul pentru că luam primul rând bagaj. Și pentru Edinburgh atunci cu British-ul, când încă nu, parcă acum este zbor direct. Acum e Wizz direct. E zbor direct, când făceam escală, puteam să luăm business class din la British, nu erau vreo 400 sau 500 de euro biletul de avion, ceea ce era. Dar mergem și noi în 2022? Poate mergem. E, ce vreau să zic de avion, că îmi place să mănânc în avion, îmi place să mănânc supa la plic. Supă la pahar și suc de roșii, ceea ce eu nu beau niciodată în tera. Băi, supă la pe plic. Pământ. Dar am citit că e o chestie de la presiunea din avion, cumva supa de roșii are gust foarte bun. Nu, sucul de roșii are gust foarte bun în avion. Și ți se face poftă, adică cer suc de roșii de fiecare dată când urc în avion. Mai văzut oameni care iau suc de roșii. Dar nu beau, eu nu beau suc de roșii că am reflux, am acid și îmi cade prost. Eu beau vodka. Și beau da, păi așa îmi făceam, un fel de Bloody Mary, mă rog, ceream vodka și suc de roșii sau de obicei eu bag jumătate de Xanax și mult alcool. Eu fac Xanax cu vodka. Așa fac. Dar eu fac două Xanax. Dar am vrut de Maria, băi, deci Maria depinde de zbor. Când ia Xanax. Dar bine, știu că ți-e frică. Mie nu, eu doar să fiu relaxat. Ca să fii relaxată? Da, da, păi te stresează un picuț? Da, mă stresează. Și dacă e zbor prea lung, pentru că nu, eu nu pot să dorm în niciun mijloc de transport. Nu vrei să stai atât de conștientă și trează că exact. Ești în avion, și practic, nu? Și depinde de cât de durata zborului. Acum, când am fost în Tenerife, că am zburat 6 ore, am băgat un litru mai Xanax-ul și trei sticluțe de vin până am ajuns și am fost parfumată. De ce? Okay. Maria, ia pentru că are anxietatea de spațiu închis și zburat și când e Xanax, știm cum e. Când e Xanax, te calmează, dar nu mai ești chiar tu. Tu nu-ți dai seama, tu ai impresia că ești perfect normal, dar ești un pic mai legumeos. Și Maria avea un pic cea mai tare senzație. Realitatea distorsionată. Da, fost nu recomand. Nu e. Că eu mi-am luat vodka din duty free și sticluțele alea mici de 200 de mililitri, știi? Și am pus-o cumva în jachetă aici, în buzunar și am zis, bă, e foarte simplu că o să urc în avion, o să-mi iau o vodka la început, da, cu gheață. Da, ca Doug Stanhope, nu? Ai vrut să faci pe Doug Stanhope care zicea cu paharul de suc? Nu, stai pic, stai pic, că nu știu. Dar eu îmi iau vodka ca să vadă că mi-a cerut, ca să-mi dea gheață și să vadă că am băut și după aia
până îmi termin eu așa, îmi pun din sticla mea. Și așa ai făcut mult. Și așa am spus, pe mai loc, că am terminat-o, dar când i-ai zis Maria, că vreau să pun și bă, fac o chestie, ceva. Ei pleacă, încep servirea. Mă servesc pe mine că stau pe rândul întâi, cer acolo și pleacă. Și măi, bine nu că fac nu spui mediat. Asta public. Și după ce pleacă... Da, acum stewardesa la următorul a venit, domnul Micu, ia să vă verificăm. Și după ce pleacă trei rânduri mai încolo, eu îmi scot și îmi torn. Și Maria, pentru că era pe Sarax așa și, nu știu, decolase sau urma să decoleze avionul, era foarte serioasă și mi-a explicat, Micu, cum să faci asta? Micu, n-ai voie să consumi băuturi care nu au fost achiziționate la bord. Zic, o să-mi pun, dar cum să faci dacă te prinde? Ce faci? Dă drumul din avion! Dar era în filmul ei, știi? Crezi că mă arestează? Băi, tu chiar o să faci asta? Maria, nu suntem la cinema, unde e complet ilegal. Totul dat peste cap și nu înțelegeam. Ne cumpăram din aeroport whisky și după aia beam în... până avion. Bine, ne spuneam că n-aveam voie. Știu da? Că n-ai voie, dar pe de altă parte... Dar nici aplauzul tot trebuie. Tot am cumpărat, exact. Da. Tot cumpăram, tot am cumpărat biletul, cumpăram. Mai cumpăr un snack exact, cu nu știu ce, dar dacă nu-mi place whisky-ul pe care îl dați, de ce să nu-mi iau eu whisky-ul meu? Că și așa nu e ca și cum... Mi-am lăsat oricum viața pe mâinile voastre și v-am dat și bani. Este adică, bună, oricum e, sunt foarte stresat. Lasă-mă, pula mea, să vin cu whisky-ul de afară. Da, acum, mai nou, te pune să descalzi la intrare. E o chestie de aia în care... Nu, Maria. Așa, legat. Nu recomandăm un scop recreativ, nici eu, nici Maria, să consumați Xanax, vă rugăm. Serios, chiar nu... Nu am nicio responsabilitate față de viața voastră. Păi, dar nu e recreativ. Dacă n-ai anxietate și zic, Xanax, o să folosim dormi. Dar dacă în contextul Merinda, ăla... Merinda, să fie drăguță. Eu am zis că nu am nicio responsabilitate. Eu povesteam despre mine. Faceți ce vreți. Da, în primul rând nu puteți să luați Xanax. Băi, ele sunt bolnave după cum am le vedeți. Chestie. Noi avem medici. Poate observa. De mine și de Merinda se ocupă niște medici. Da. Ca să existăm. Mai mulți. E, deocamdată nu chiar mai mulți, dar chiar m-am gândit serios la treaba asta, că am vorbit cu o prietenă mea că mie mi se părea gen că un terapeut ajunge, știi? Adică am un terapeut la care mă duc odată la 2 săptămâni momentan. A pârâit ceva. Da, a pârâit. Pârâit. Am un terapeut la care mă duc odată la 2 săptămâni și discutam cu niște prieteni de diverse chestii și traume și alte căcaturi. Și zicea, băi, dar fii atent, uite, am o prietenă care are 3 terapeuți, gen non-stop, adică pentru că fiecare e specializat pe ceva. Și zice, uite, ai putea și tu să încerci asta. Și chiar mă gândesc serios că aș vrea să mai, adică nu să renunț la terapeutul pe care l-am, că îmi place să foarte mult, listă. Să mai adaug un terapeut pe alt că segment. Te confuzează? Nu, pentru că toți îmi tratează aceeași problemă. Doar că fiecare e specializat pe ceva și terapeuții ăștia sunt specializați pe sunt diverse chestii, pe traume, pe diverse lucruri, știi? Da. Nu te contrazic foarte tare că eu am mers multă vreme la psiholog, la terapie, la cognitiv-comportamentală și în același timp la parapsiholog, adică și eu am mers la 2 feluri de terapie. Uite, vezi, na, eu vreau să mă duc acum la un psiholog specializat pe traume. Mhm. Mamă, da. Ok. Așa, unde? Băi, am acest... Zi tu. Zi. Vorbeam de feluri de astea simple de mâncare. Apropo de traume. Da, apropo de traume. Mie se pare că... Vrei să vorbim despre episodul cu cremă, știi? Cu ceafă, cu... Nu. Câte... Mă gândeam ceafă cu cartofi, chestii basic, știi? Așa. Mă întreb de ce am mâncat în 10 de restaurante prin toată țara, unde am mâncat cele mai simple chestii care ar trebui, băi, să n-ai cum să dai greș cu ele și erau proaste. Gen un șnițel. Bă, cât e de... foarte... E mai complexă treaba. Nu cred că ține neapărat de ingredient. Adică, mă rog, acum, dacă vorbim de cartofi prăjiți congelați sau cartofi prăjiți proaspeți, da, ține de ingredient. Altfel, există în Carrefour printre cele mai bune cefe pe care puteți să le cumpărați de mâncare în Carrefour. Nu trebuie să mergi la vreo măcelărie. Ok, da, eu sunt all for sustenabilitate, dar când vorbim de chestii primare, cum ar fi foamea, mă piș pe ea sustenabilitate și toată lumea face asta, să fim sinceri, că dacă vorbim de oameni care mor de foame, sustenabilitate există la oameni la middle class. Sustenabilitate există la oameni care își cumpără mâncarea care își cumpără puiul de la pungă din Mega sau își permit să meargă să-și cumpere dintr-o măcelărie, să știe de unde provine vaca, porcul, alea. Da. Da. Dar când vorbim că ți-e foame și ți-ți banii pe care îi ai, discutăm de a supraviețui și atunci nu mai discutăm sustenabilitate. Mă rog, astea sunt alte discuții.
Asta zic, că nu trebuie să mergi într-o măcelărie. Există, chiar acum, chiar există materie primă super decentă și în supermarketuri pe care poți să-ți o iei. Are legătură cu... Sunt mai mulți factori. Este capacitatea restaurantului, dacă este ce foarte vizit... Câte persoane poate să servească odată? Adică, asta chiar... N-am crezut că te referi chiar la asta. Da. Pentru că aia înseamnă cum îți faci aprovizionarea. Dacă funcționează restaurantul ăla, că dacă are 3-4 clienți pe zi, e clar că materia aia primă este îndoielnică, ieftină și probabil că și pe punctul de a se strica. Că dacă tu te pregătești, ai, nu știu, 100 de locuri și ai clienți mai rar, clar, da. La un moment dat o să strice ceva și atunci vrei să împingi lucruri, să vinzi chestiile care ți se ducă, să zicem. După aia contează și foarte mult de managementul restaurantului. Contează ce vrei tu să faci. Vrei să vinzi cât de cât o calitate, vrei să mulțumești pe toată lumea, nu-ți pasă de restaurantul ăla, ci vrei doar să dai furaj. Contează foarte mult, că altfel nu e atât de greu să faci o ceafă și niște cartofi prăjiți proaspeți și să fie bun. Dar, ți-am zis, contează care e scopul restaurantului. Eu suspectez că pe multora nu le pasă. Nu le pasă, asta e chestia. E și un cerc vicios, adică pentru că nici multor clienți nu le pasă ce mănâncă. Da. Adică atâta vreme cât e ceva ce bagi la masă să nu-ți fie foame, e ok. Este comestibil, se poate mânca, e ieftin, e cât 15 lei o ceafă cu niște cartofi prăjiți. Lux, poate mai puțin chiar, dacă depinde unde merge meniul zilei. E ok și asta, sunt, dar știi? Adică este, cred că, nepăsarea asta din partea tuturor, știi? Și de asta zic că cumva e și treaba noastră să educăm clientul. Bine, nu poți pe oricine să educi, dar... E și treaba noastră, știi, să începem să oferim calitate la preț. Că poți să oferi calitate bună, adică nu calitate, mâncare bună la preț decent. Adică poți să oferi o ceafă cu cartofi bună, nu talpă și cartofi uscați. Că mai cam asta mănânci când mănânci o ceafă și de multe ori te mint că cum e ceafă, dar de fapt e cotlet. Cum se stabilește și prețul? Doar și vezi diferența. Cum stabilești prețul unui fel de mâncare în restaurant? Costul de producție la care adaugi, bine. În teorie așa ar trebui să fie. Costul de producție a preparatului, cât te costă să-l faci, la care adaugi chirie, salarii, curent, toate alea și după aia faci un calcul, te raportezi și la piață, că nu poți să vinzi, evident, mult mai mult decât vinde piața. Mm-hmm. Adică te raportezi și la ce vrei să vinzi, mm-hmm, la cui te adresezi. Nu, dar mi se pare foarte greu de estimat asta, cum chiriile, salariile, electricitatea, păi pe un fel de calcul, mâncare. Păi îți faci calcul lunar, îți faci un break-even, adică vezi, pe tine costurile fixe ți sale, chiria, salariile, taxele la stat, asta diverse chestii care nu se schimbă. Asta le înțeleg. Lunar sunt acelea. Nu înțeleg și alea cum le împarți la mâncare. Alea le împarți la luna respectivă. După aia îți faci calculul pe preparatul pe care îl produci. Mm. Bine, este un procent, nu e o sumă. E un procent pe care îl adaugi la preparatul respectiv din cheltuielile fixe ale restaurantului. Da, pui peste, de asta acum, mi se pare bine, greu nimeni de nu face, adică nu știu, eu chiar vreau, sincer, dacă există cineva care vă ascultă și este super priceput pe management de restaurante, chiar am nevoie de cineva că să mă ajute la treaba ceva, asta. Zău, pentru că aici chiar am nevoie de... Adică trebuie să mai învăț multe lucruri, să fie totul super, super exact, știi? Asta vreau să te întreb, pentru că tu acum la Sorul lumea... Cum e McDonald's-ul, de exemplu, știi? Adică e deja o industrie și au totul... O rețetă, au totul în... Dar tu ești acolo pentru că... Virgulă. Da. Deci tu ești la Sorul lume în fiecare zi? Deocamdată de da. Ori, de când deschidem până... Pentru că n-ai găsit pe cineva? Pentru că nu vrei? N-ai nevoie sau vrei să înveți tu? Și pentru că nu avem deocamdată personal și în lumina viitoarelor restricții nu știm, nu știm dacă să angajăm sau nu. Că nici nu vrem să dăm speranțe angajaților în primul rând. Că este complicat, adică ca să poți să beneficiezi de șomaj tehnic în cazul în care se închid cărciumile, trebuie să ai minim 3 luni de muncă la actualul job, ca să poți să iei bani de la stat dacă se închid toate. Nici nu putem să promitem nimănui că putem să-i ținem dacă nu știm cât o să fie tot închis sau dacă o să fie închis sau nu. Și la început, adică la început, și la Paninaro sunt acolo, acum nu mai sunt zilnic, dar...
eu la Palinare eram zilic acolo când am trebuie deschis. Trebuie să fii, nu? Efectiv că zilic. Să păi da, în mare afacere, cam trebuie să stai acolo, că nu e că nu, îți găsești oameni de bază, dar e altfel se întâmplă lucrurile când ești prezent și vezi, adică și ai contactul direct cu clientul, altfel, nu, Paninaru acum există că lumea știe că este locul meu, că stau și comunic așa, că vorbesc cu oamenii, că vorbesc direct cu clienții, adică ceea ce la, adică la business-uri mari, la restaurante mari și așa, nu există interacțiunea asta, știi? Da, exact. Asta eu, dacă cineva scrie pe Instagram sau pe Facebook, eu sunt aia care vorbește cu clientul. Nu răspunde un angajat, ok, am notat, o să dăm mai departe sau știi, chestiile astea. Nu-ți consumă foarte, foarte multă personal. Energie? Ba da. Eu chiar mă gândeam la un moment dat, mai de mult lucrai tu la un, când te-ai apucat de treaba asta, ai lucrat la un restaurant o vreme și mi-aduc aminte că într-o seară am venit la tine să beau un vin după ce ai terminat treaba și vorbeai cu angajații, făceai necesarul pentru a doua zi, te mai certai cu cineva care n-a făcut nu știu ce. Acum. Stăteam și mă gândeam, uita la tine și m-am stat acasă și am zis, Domincu, bă, nu știu de unde are femeia asta, frate, atâta energie. Frate, e atât de multe mici de tăliuțe într-un restaurant, da. Că efectiv aș lua Xanax în fiecare zi. Deci să ai două restaurante de nu care... Nu iau, că îmi place prea mult, de aia nu iau zilnic. Mi-e frică. Și totuși să ai restaurante mici, adică... Da. Eu nu știu cum fac ea cu restaurante mari. Cum și să ai încredere că tu când pleci la Paninaru trebuie să ai încredere de oamenii pe care i-ai lăsat acolo, știi? Da. Adică mi se pare așa o chestie, mi se pare, nu știu, foarte complicat să ai o afacere și mereu când Mincu are câte o idee de asta, păi da, am putea să deschidem nu știu ce sau nu știu cum, mereu îi zic da, nu. Da, este eu, mai eu greu. E mai greu job, decât crezi. În echipă, dar eu am chestia asta, că mi se pare că la un moment dat ar trebui, ar fi bine să-ți faci ceva, că poate nu o să mai faci stand-up, poate nu o să mai vrei, da, poate nu o să mai fii bun asta, relevant. Mie trebuie să-și placă cărciumăria. Trebuie să-ți placă cărciumăria, probabil, dar trebuie să te pricepi cât de cât, mă gândesc, că dacă e de la zero, te lovești de multe. Mie mi-ar plăcea asta cel mai mult acum, mi-ar plăcea, dar mi-am dat seama că n-ar, nu cred că ar fi o idee bună de afacere acum. Să-ți faci un vin? Să aduc açaí, frate. Și să am un loc în care ai açaí, boluri de açaí. Dar oamenii români nu cred că știu de... Boluri açaí. Açaí, da, știu că așa foarte greu de transportat. Oamenii nu știu de el. Este un fruct, adică puțin. Ce? Poți să faci açaí cu fructul açaí. Fructul se crește doar în Brazilia. Nu că faci cu fructul... afine, cu toate că ai putea, părerea mea, să reinterpretezi. Afinele sunt, sunt da, foarte apropiate. Dă-mi voie să te contrazic, pentru că, nu serios, e singura chestie pe care o știu și o știu puține lucruri, dar îmi place la nebunie și îl mănânc în foarte puține locuri. Ideea e în felul următor, e un fruct care crește doar lângă jungla din Brazilia, are atât de multe proprietăți că pula mea, în principiu, e viață. Trebuie mâncat tu, dacă îl culegi atunci, trebuie să-l mănânci în 48 de ore sau te poți pișa pe el. Ca să-l folosești și să-l transporti mai departe, trebuie congelat cât mai repede, nu în 48 de ore. Freshly frozen. Și ideea e că costă mult transportul ca lumea să înțeleagă că o să-l servesc cu un bol de açaí care o să costă 60 de lei. Și România, îți dai seama. Am citit o chestie. Că tu ieși în oraș să-ți iei că și nu seamănă cu afinele așa mult la proprietăți. Seamănă cum arată. Pentru că oamenii caut acum să mănânce cât mai healthy, cât am mai... Am fost într-un loc unde mi s-a povestit despre asta. Adică vegetarian, vegan și așa, eu zic că ar fi o treabă interesantă. Dar uite, în opinia mea, de ce vrei să aduci açaí? De ce nu te gândești la opțiune să folosești ce avem? Nu, noi. Ai putea că sigur e că da, nu înțeleg, îmi place mie fructul ăsta. N-am citit, dar știu că fructele de pădure și alea care sunt așa sunt la fel mega sănătoase și pline de toate astea antioxidanți. Da. Ce, acum n-am citit un studiu să vezi că poate o zică ceva. Bă, vezi că dacă găsești afine sălbatice, sunt la fel ca açaí-ul din Brazilia. Nu sunt, are cei mai mulți antioxidanți și are niște chestii în plus, dar apropo de chestiile astea care are multe beneficii și are, dar nu sunt suficiente studii, adică se presupune că ar avea derivat din faptul că sunt similare cu fructele de pădure. Băi, oamenii plusează, zic, bă, are mai mulți antioxidanți decât coacăzele, e mult mai bun. Eu nu de-aia, dar adică, nu sunt studii. Eu nu mi-au bolul ăla de açaí pentru asta, știi? Adică el e de fapt un desert sau un mic dejun. Și e super mișto că îl mănânci de obicei în zonele în care te duci la plajă sau la surf, știi? Și e mișto să-l mănânci dimineața, că e un bol de smoothie înghețat în care pui granola și niște fructe și niște semințe peste. Bă, și e atât de bun și e și răcoritor că e rece, te și satură, că ai fructe, granola și toate alea, e și ceva dulce, știi? E ca o masă. Și ce gustare? Adică e în zona de fructe de pădure, afine... Da, exact. E zona de fructe de pădure. Ideea e că... E mai intens, e mai dulce, e mai... mai intens și acum depinde, că el se congelează imediat ca să fie transportat.
Și atunci unii când îl congelează pun și zahăr ca să îl conserve mai bine. Și atunci din punctul meu de vedere te-ai pișat majoritatea. Majoritatea bolilor și restaurantelor și tonetelor au açaí cu zahăr. Sau adaugă ei ca să-l țină mai mult în locație, știi, în restaurant. Eu unde am avut noroc în Porto, am fost într-un loc și am stat de vorbă cu ea și mi-au explicat, a fost prima dată când am înțeles șmecheria. Aia aveau pe blenduri, deci că era la cafea, special blend, nu știu de care. Zicea, uite, în açaí ăsta intră cam atâtea boabe. În ăsta punem mai multe, în ăsta punem zahăr, în ăsta nu punem zahăr și atunci trebuie să fie mai congelat și în ăsta îl îndulcim cu curmale. Băi, era și era o întreagă... Simțeai, eu am gustat din fiecare, simțeai diferența. E super sănătos. E ceva ce ne place nouă și ne-am dorit să mâncăm mai des. Dar nu știu că în București, sunt curios. Au în București așa în câteva locuri, dar au fac cu pudră și atunci asta am cumpăr și o pudră. La Sublime, da, că am mâncat de la Sublime, pudră. Nu e pudră, mi-a zis că e tabletă congelată. E bun, dar not my type. Mă rog, a și durat livrarea foarte mult. Cred că dacă le iei din restaurant e mai ok. La mine a ajuns prea fleșcăit și e și îndulcit cu sirop de agave. Sau arțar, de obicei folosesc agave sau da, agave. Au pus că n-au pus miere, că e un meniu vegan. Și unii au zis că mierea nu e vegană. Și mierea nu e vegană pentru că se sacrifică albinele pentru miere. Dar ce am mâncat de la Sublime? Zic au niște prăjituri ro-vegane mega bune. Ele oricum o fac. Da, mi s-a părut ok. Păi da, și... Dar nu fac industrial în pula mea. Păi nu fac industrial că n-a venit un manager să le strunească. Să le pună la... Ce dracu fac așa ca hobby? Dacă tot muncești în pula mea. Da, domne, dacă te apuci de albinele astea, faci bine ca lumea nu e mai bune. Stai să pula mea. Dacă o să fie pentru ceva interesantă discuția asta, dar mie îmi place. Vorbim de açaí și de... Mi s-a foarte poftă. Mi-e foame acum. Cred că să mănânc cu prăjitura aia. Care mâncare, chestia ta preferată de mâncare? Ce te unge? Cartofii prăjiți. Ce altceva? Femeia e de la țară, Banciu. De mere. E fiartă cu cartofi prăjiți. Și a deschis restaurant șmecher și bagă cartofi cu pâine. Și chipsuri, că știu că tu vrei și chipsuri. Glian, ia în pula mea. Vă vedeți voi pe Melinda frumoasă aranjată, dar are glie aici în suflet. Da, chiar nu vezi că am ei pe training? Da. Da, retroscop se numește. E se foarte cool, nu ești îmbrăcată. La care ne cumpărăm noi hainele. Și asta e CH. Cool, și asta e cool. Te drag. CH, ce? Da. Nu sunt noi? Claudiu Mihail Teohar, stand-up comedian, care o fute pe Melina. Omul de la televizor care își cumpără de la second CH. Hand. Nici măcar. Da, vreau. Cred că de vreo 5-6 ani nu mai am cumpărat, cred că, o bluză din magazin defectiv. Nume restaurant sau care fac? Nu, dar mie îmi plac chestiile, mie îmi place să reciclez țoale, gen. Adică dacă găsesc la SH-uri, mai ales acum că sunt foarte multe chestii, mănâncă căcat, că și ei plac. Mai ales că sunt foarte multe chestii foarte drăguțe pe care le găsești la vintage shop-uri, la magazine SH. Nu sunt cârpe. Dar am găsit chestii noi. Am găsit niște blugi Wrangler noi, negri, dar încă nu mă încap. Trebuie să mai slăbesc vreo 10 kg. Noi de la vintage. Nu i-ai purtat niciodată și atât de mare. Odată i-am purtat, că atunci când i-am probat. E singurul mod în care îmi permit să am un dulap Dior, Chanel, Burberry. Da, m-a dus și pe mine Melinda și am o geantă lui Vuitton. Am o geantă lui Vuitton. Dior, Chanel? Unde e Dior, Chanel? Stai așa că de la ăsta... De la Check Vintage Shop. Check Vintage Store, dar la Check Retro nu. La Retro, au și la Retro, și Retroscop are uneori niște chestii pe care... De acolo mi-a luat geantă lui Vuitton, originală. Retroscop magazin, adică? Și mă ftică, nu se vede că lui Vuitton și să zic. Dar scrie tu pe ea. Scrie pe ea, dar scrie Filozuie. Nu, scrie tu mai mare, pune un sticker pe ea să se vadă. Oamenii își cumpără de aia cu multe LV ca să-ți vadă, că așa... Chiar am ieșit aseară cu ea și mă gândeam, mamă, nu știe nimeni cu aia, nu știe nimeni, că e lui Vuitton, ce să fac? Și am zis. Dar ridici geanta. Am o pereche de pantaloni de aia scurs, ca de pescar, știi? Aia beige de la Burberry și singura chestie are eticheta în interior, evident. Asta vezi și are niște buzunare, formă. Are niște buzunare care au printul ăla Burberry pe interior, știi? Trebuie să le scoți, și nu? Ce fac? Are căpăcelul ăla, știi, când și pui nasturul prins și îl scot așa și îl pun un pic invers. Pe dos, ca și cum să pară că din greșeală. Ai scos ceva din buzunar și a ieșit. Și se vede un pic de Burberry. Nu, pe mine mă doare curios, doar zic, am zis aseară, am fost la Comics Club. Au făcut ăștia de la... Au făcut rostul lui Mocanu și am vrut să urc și eu pe scenă să zic niște chestii și m-am răzgândit în ultima clipă și a urcat Mincu, dar am fost și am văzut show-ul. Și m-am îmbrăcat așa drăguț și mi-a luat gentuța aia lui Vuitton, aia portocalie. Și efectiv n-am mai suportat și am zis la masă. Am zis, geanta asta este lui Vuitton. Cine mai era la masă? Nu-mi păsa nimănui cu aia, efectiv nimănui, dar mă ofticam că am o geantă scumpă și nu știe nimeni. Da, deci mâncarea mea preferată sunt cartofii prăjiți și mâncarea mea, adică cartofii prăjiți
Îmi plac foarte mult. Asta aș mânca non-stop dacă aș putea, dar după aia mi-aduc aminte că mai am o vârstă și orice. Acum și apa pe care o beau să pune. Dar nu, mănânc căcat. Că dacă ar fi să mă îngraș la... Da, că nu, dacă ar fi nu să... Pe tine, dacă ar fi îngrași. Efectiv să... arăt la, de cum mănânc, aș fi cătușa. Da. Ești da. Genul ăla norocos de băi, că stai tot dar mă ajută să asta... fac acum fasting și așa și asta mă ajută oarecum să mențin măcar o greutate. Dar felul meu principal, felul meu preferat de mâncare pe care l-am băgat și la Painaro, cred că a fost printre primele chestii pe care le-am băgat la Painaro, sunt cartofii prăjiți pe care mi-a făcea bunica la tigaie, la lespede, se zice la mine, este o tigaie de tuci. Bă, dar numai în curtea sobă. Asta, lasă-o să zică femeia la lespede. La lespede. Zifă. La... Pe, pe soba aia, pe plita aia mănăstirească. Lângă unde s-a născut Iisus? Prăjiți în untură de porc, că este așa crocant la exterior și moi în interior și mai dulce așa, cu crnați la garniță, și nu-l deranja mirosul ăsta pe mântuitor? Murați în saramură, oprește-te, ceapă verde oprește-te. Și roșii și ouă. Și toate ouă. Astea în timp ce aia năștea acolo pe lespede. Mam. Ole pe cartofi, pe să le sparg să curgă. Da. Serios, să ajunge în iad, oprește-te. Asta este mâncarea mea preferată. Serios. Dar în principiu poți să trăiești și cu cartofi prăjiți. Mi-ai făcut foame și poftă și sigur multora. Care e desertul tău preferat? Crema de zahăr ars. Care e desertul tău preferat? Clătite. Care e desertul tău preferat? Cheesecake. Auzi? Când mai faci canele? Care nu ai zis să faci canele la Painaro? Iar nu sau vara? Ciocolată. La, acum mai fac și alte chestii. O să mai fac. Dar când erau? La vară sau iarna? L-am băgat așa în meniu că l-am băgat eu... Nu clafutis. Nu, canele. Canele. Deci, nu canele, clafutis. Aia e vara. Aia e vara. E vara. Desert de vară. Dar v-am făcut acum. V-am făcut ghismană. Ai în bucătărie ghismană. V-am făcut ghismană, că este o prăjitură / plăcintă dobrogeană, care e clafutisul românesc, practic. O să-ți placă. Ți-am zis că o să ți se scoală pune. Trase în pălincă. Eu vreau să... Cu prune trase în pălincă. Eu vreau să mă duc să mănânc. Trebuie terminați voi podcastul sau... Stai puțin că vreau să spun... nu mai vreau să spun nimic. Băi Melinda, mulțumim că ai venit la podcast. Și eu mulțumesc și vă aștept la Painaro și la Soro Lume, la Soro Lume de joi până duminică, la Painaro de luni până duminică, când vreți voi. Neapărat să mergeți. Oricum eu răspund la rezervări la Soro Lume, cu mine vorbiți dacă vreți. Soro să Lume veniți. Este în spate la ProTV pentru da, cine vrea. Da, Fluierul 33. Excelent. Mă bucur mergeți. Foarte mult de beneficiile faptului că suntem prietene. Și eu mă bucur. Hai că te iubesc și ești prietena mea. Chiar. Staff, dar chiar, sincer, am multe beneficii. Am primit și un paltonaș din ce e paltonașul ăla negru? Astrahan. Da, Astrahan, gratis. Mi-a dat venit. Astrahan nu e un personaj din... Păi la restaurant, în pula mea, dar e marfă că... Pe ce, vă chem acasă să gătesc? Păi nu prea sunt acasă. Nu mai e acasă. Ar fi culmea, gen, să faci asta și acasă. Dacă am făcut asta, am făcut prăjitură. Acum mai rar. Na. Înainte mai des. Acum nu prea, când am timp liber prefer să-l dorm. Și te își comandă sau ce faci? Pentru că nu mai gătesc acasă. Da, e. Normal. Eu vreau să mai îmi gătească Teo o dată cotlețele de alea, când ne-a gătit cotlețele. Vreau să merg la restaurant. Și Teo o gătește? Păi da, eu așa am apucat de gătit. A, chiar asta vreau să te cum te-ai apucat? De unde te-a luat flama? Eram într-o seară cu Teo acasă și el era în bucătărie, gătea, eu stăteam pe scaun în bucătărie cu un pahar de vin în mână și mă sună mama. Da, mă suna mama să-mi întrebe ce fac. Și aici te stau și beau și te o face de mâncare. Și mama, pe futu-ți crucea mătia, așa cocon am crescut eu, că nu e capabilă să facă de mâncare la bărbat. Și n-am zis bine atunci, na, amorezată și îndrăgostită. Și hai să gătesc și eu. Eu muream de foame cu mâncarea în frigider. Și m-am apucat să gătesc. Și m-am apucat inițial când îmi plac mult deserturile și zahărul, m-am apucat să fac... Na, îi făceam și lui mâncare așa, dar făceam dulcețuri, gemuri. Și... Meligem. Da, Meligem. Exact, de acolo vine Meligem. Așa e pe Instagram, și Meligem. Și am făcut o pagină de Instagram și vindeam de acasă gemurile pe care le făceam în timpul liber. Am făcut și eu gem într-o perioadă. Și după am apucat să testez, să replic diverse rețete de pe internet, să copiez, practic. Și după am zis, da, uite, dar mi se pare că partea asta ce mănânc eu acum cu ce cred eu că e acolo, ar merge bine. Hai să le combin. Și așa. Felicitări, bravo. Care. Mulțumesc. Mulțumim că v-ați uitat la Sashires. Nu uitați să dați un subscribe la canal și nu uitați că dacă vreți să vedeți orice podcast fără reclamă, puteți să vă faceți un cont la noi pe Patreon. Aveți un link mai jos. Aveți acolo și 16 episoade de reality show care e foarte, foarte amuzant și un extra podcast Sashires lunar. Mersi, Melinda, că ai fost la podcast. Mulțumesc și eu că m-ați invitat. Pa, Banciu, du-te acasă. Pa, Mincu, du-te. Oh, come here.